Făt frumos fiul iepei De Ion Creangă Amu, ci că era odată un om care avea o iapă Și într-o zi vroia omul să bage iapa în ocol Și ea nu vrea nici în ruptul capului Și, înciudându-se omul pe dânsa, începu a o bate Atunci Iapa a sărit peste gardul de răzlogi și a fugit într-o pădure depărtată. Iapa era afăta și peste noapte a fătat un băiet în loc de mânz, care, băiet, s-au chemat făt frumos fiul iepei. Și băiet ca acela nici că mai era altul prin meleagurile acele. Era frumos și creștea ca din apă. Cât creștea el într-o zi, altul creștea într-un an, și când a împlinit anul, socotind băietul în gândul său că i destul de voinic, s-a dus prin codru și a achitit un copac care era mai gros, pe care a vrut să-l smulgă din pământ, dar n-a putut. Văzând el că s-a încurcat în slăbăciune, s-a întors plin de mâhnire la măsa și a rugat-o să-i mai dee încă un an de zile țâță. Măsa l-a mai lăsat un an de zile să sugă și la anul, ducându-se băietul iar în codrul la stejarul cu pricina și umflându-l în brațe, l-a smuls din pământ ca pe buruiană și l-a zvârlit într-o tihăraie ca pe surcică. Apoi, îndată s-a dus la măsa și a zis Mamă, de acum înainte mă duc să-mi caut niște tovarăși după gândul meu, ca să fac și eu voi spravă în lume. Și, cum a zis, a și pornit. Și mergând el prin codrii, de năduh ce era și de osteneală, a însătat și nu găsea nicăieri apă să beie. Dar tot horhăind el încoace și în colea, de la o vreme a dat peste un pârâu grozav de tulbure. Dar aist păcat, oare ce să fie devine apa cu mâl în două pe așa secetă mare? zise făt frumos. Și mergând el pe scursura pârâului tot în susul apei, ca să afle care-i pricina, numai ia ca ce vede un om care năruia munții, sfârma bolovani în mână, de-i făcea țărnă și apoi îi arunca în pârâu. Făt frumos, văzând că omul acesta tulbură apa, s apropie de dânsul și îl întrebă răstit. Mă, dacă asta ți-ai găsit de jucat, pentru ce năruiești munții și tulbure apele? Ia că vorbă! Da ce ai tu? aista e meșteșugul meu. Nu știi că mă cheamă sfarmă, Petra? Să nu cumva să mai bleștești ceva din gură, ca acuși te și pe tine. Pe mine? Pe semne tu n-ai auzit încă de făt frumos, fiul iepei. N-am auzit nici de tretinul iepei, necum de fiul iepei, zise sfarmă Petra zâmbind pe sub mustețe. Încă te faci a râde? Las că te fac eu acuși să râzmânzește. Hai la luptă, fârtate, să-ți arăt eu cine-i fiul iepei. Bucuros! Dar din ce vrei? Din luptă să ne luptăm, ori din săbii să ne tăiem? Ba din luptă, că-i mai dreaptă, zise fiul iepei. Atunci, sfarmă peatră, umflându-l pe fiul iepei în brațe, l-a izbit de pământ de a intrat până în genunchi. Fiul iepei se scoală de jos, își facă și el pe sfarmă și, când îl trântește odată, îl cufundă până în brâu. Sfarmă se scoală de jos mânios și când mai apucă odată pe fiul iepei în brațe, îl trântește de se cufundă până în subsuori. Atunci fiul iepei se scoală și de jos în furiet și, când mai trântește și el odată pe sfarmă peatră, îl cufundă până în gât. Iute îi ie paloșul și vre să-i reteze capul. Sfarmă peatră, văzându-se atunci în primejdie, se roagă de iertare și zice că se prinde frate de cruce cu fiul iepei și îi va da ascultare la tot ce a poronci. Făt frumos îl iartă și, scoțându-l din pământ, îi dă paloșul să-l sărute și apoi pornesc împreună. Și mergând ei câteva zile tot prin codru, fiul iepei a băgat de samă pe unde mai mersese el că copacii, care erau atunci drepți, acum sunt strâmbi și cei strâmbi drepți. Văzând el asta, zice către sfarmă peatră. Mă, dar oare ce dracul să fie de copacii aiștia din drept se fac strâmbi și din strâmbi drepți? Știu eu ce băzdăganie să mai fie și asta, zise sfarmă peatră. Și mergând ei înainte, tot mirându-se de asta, numai ia ca ce văd un om care tocmai atunci apucase un copac mare de vârf și îl strâmba ca să facă din el o cușbă de pus ceaunul fiul iepei îl întreabă. Mă, de ce te-ai apucat tu de sluțit copacii? Da ce ai tu cu asta? acesta e meșteșugul meu. Nu știi că mă cheamă strâmbă lemne? Și de mai din ceva, acuși te strâmb și pe tine. Ce ai zis? Să mă strâmbi? Dapoi se vede că tu n-ai auzit încă de fiul iepei, făt frumos. Nici n-am auzit și nici nu vreau să aud, zise strâmbă lemne îndârjindu-se. Apoi, dacă n-ai auzit, hai la luptă, să te fac eu ca să auzi. Bucuros! Asta așteptam și eu. Hai! Din luptă să ne luptăm, ori din săbi să ne tăiem. Ba din luptă, că-i mai dreaptă, zise făt frumos. Atunci, strâmbă lemne, apucă pe fiul iepei în brațe și îl trântește de se cufundă până în glezne. Fiul iepei, rădicându-se de jos, apucă și el pe strâmbă lemne și când îl trântește, se cufundă până în genunchi. Strâmbă lemne se ridică mânios și apucând pe făt frumos, îl izbește de se cufundă până în brâu. Atunci, fiul iepei se ridică și el furios și când apucă pe strâmbă lemne, îl trântește de se cufundă până în gât, scoate iute paloșul și vre să-i răteze capul. Dar strâmbă lemne, văzându-se în primejdie, se roagă de iertare, zicând că se prinde și el frate de cruce cu făt frumos și va da ascultare la tot ce va poronci. Lui făt frumos, făcându-i se milă, l-a iertat și pe acesta, l-a scos din pământ, i-a dat paloșul să-l sărute și apoi a pornit și s-a dus împreună cu dânsii la măsa. Și cum a ajuns, i-a zis. Mamă, de acum înainte rămâi sănătoasă că eu mi-am găsit tovarăși și mă duc cu dânsii în lumea lui Dumnezeu. Ia ți dau frama asta și când îi vede trei picături de sânge pe dânsa, să știi că atunci am murit și să vii să mă cauți. Și cum a zis aceste, a și pornit cu tovară și săi. Și tot mergând ei zi și noapte prin păduri și codri pustii, într-o târzie vreme au dat de niște curți foarte mari și frumoase și ducându-se ei acolo și intrând în lăuntru, n-au văzut pe nimeni, ci numai o masă întinsă, plină cu fel de fel de bucate. Și fiind ei grozav de flămânzi, s-au pus să mănânce. Bucatele erau foarte bune și gustoase, dar nu se pricepeau ei cine să li fi făcut, căci, după cum vă spun, nu văzuse acolo pe nimeni. După ce s-au săturat ei bine, au pornit la vânat și apoi în toate zilele pe vremea aceea veneau de mâncau domnește și iar se duceau la vânat. Dar de la o vreme încoace au băgat ei de seamă că bucatele nu mai sunt așa de bune ca mai înainte și se mirau ce să fie oare. Și stând ei pe gânduri, făt frumos zise. Fraților, mie mi se pare că bucatele aici sunt și că trebuie să fie ceva la mijloc. Ia să rămâi tu, măi, strâmbă lemne, și să vezi care-i pricina. Că noi ne ducem la vânat și mâne, când ne-o întoarce, să ni dai răspuns. Și cum pornesc ei, strâmbă lemne se face o surcică și se pune sub laiță. Nu trece multă vreme la mijloc și numai ia ca ce vede el o pocitură intrând pe ușă. La stat de o palmă și cu barba de un cot, cu capul cât nuca, cu ochii cât talgerele, cu mânele cât fusele, cu picioarele cât drugi și cu șezutul cât o față de arie. Acesta era statul palmă barbăcot, urieșul zmeilor. Și cum intră pe ușă, odată e un topor și se duce drept la surcică și o buchisează bine cu muchea toporului. Pe urmă, se așează la masă și într-o clipă linge tot ce era pus pe dânsa. Apoi iese și se duce, el știe unde. Cum s-a dus smeul, numai Iaca se scoboară din pod printr-un loc tainic, trei zâne frumoase și repede fac alte bucate, le pun pe masă și apoi zânele se fac nevăzute. Trâmbă lemne, stâlcit cum era, vedea de sub laiță tot ce se petrecea, dar îl luase frica și nu mai avea nicio putere. Nu mult după aceasta, Iaca vin și făt frumos cu sfarmă peatră de la vânat și, intrând în casă, începea a striga. Unde ești, mai strâmbă lemne? Ia, aici sunt și eu și stâlcit ca vai de el. Ieșind de sub laiță, începu să le povestească ce i s-a întâmplat. Văzând făt frumos că strâmbă lemne n-a făcut nicio ispravă, a hotărât să rămâie de pândă sfarmă peatră, iar el și cu strâmbă lemne au pornit la vânat. Și cum s-au dus ei, Sfarma peatră se făcu o pietricică și se puse sub laiță. Și nu trece mult și numai ea ca vede intrând pe ușă pocitura de statu palmă barbăcot, care e toporul, se duce de-a dreptul la petricică și, după ce o buchisează și pe dânsa bine, apoi să pune la masă și mănâncă. După ce s-a săturat, a ieșit și s-a dus în treaba lui. Ia că zânele iar se coboară, fac iute alte bucate, le așează pe masă și apoi iarăși se fac nevăzute. Când se întorc făt frumos și cu strâmbă lemne de la vânat, găsesc pe sfarmă peatră stâlcit ca vai de el. Îl întreabă ce a văzut, dar n-a spus nici el mai mult decât tot ceea ce spusese și strâmbă lemne. Măi, da ticăiți mai sunteți, zise fiul iepei. Degeaba vă mai lăudați voi cu strâmbatul lemnelor și cu sfârmatul petrilor, dacă n-ați putut prinde o onanie ca aceea și niște femei. Ia să rămân eu acum și duceți-vă voi la vânat să vedem ce are să fie. Atunci și lui pornesc, iar făt frumos se face un paloș și se pune în cuiu după ușă. Nu trece mult la mijloc și ia ca statul palmă barbăcot, vine cu o falcă în ceriu și cu una în pământ și cum intră pe ușă, făt frumos sare iute din cuiu, apucă pe statul palmă barbă cot și, scoțându-l afară, îl duce la un copac gros, pe care, crăpându-l de-a lungul cu paloșul, îl băgă pe statul palmă cu barba în crăpătură și apoi, scoțând paloșul, copacul se strânse la loc și pocitura rămase prinsă cu barba în copac. Apoi, făt frumos întorcându-se în casă, se sui prin locul tainic ca să prindă zânele. Ele, cum l-au văzut, au vrut să fugă, dar n-au avut când, căci făt frumos ca fulgerul a fost lângă ele și l-a prins. Tocmai atunci ea ca intră și tovară și lui. Hei, hei, măi, fraților, ia ca cine ne făcea nouă bucate și apoi încă să vedeți cine mânca pe cele bune. Să stăm mai întâi la masă și apoi vă voi o arăta eu ce face frumușelul oaspete. Se pun cu toții la masă și, după ce o spătează în ticnă, apoi se scoală și se duc la copac. Dar când colo, văd că copacul era smuls din pământ. Se uită ei în toate părțile și numai ea ca fiul iepei zărește pe scaraoschi suindu-se în văzduh cu copacul atârnat de barbă. Hei, lasă că o pune eu vreodată mâna pe tine! strigă făt frumos în furiet. Iar statul palmă barbăcot răspunse. Să ne întâlnim la gura iadului de acum într-un an! Și cum au zis, nu s-au mai văzut. După asta, făt frumos a luat de soție pe zâna cea mai mică, care era cea mai frumoasă din toate. Pe cea mijlocie o dădu de soție lui sfarmă peatră, iar pe cea mare lui strâmbă lemne. La săptămâna după ce s-au însurat ei, făt frumos și cu tovară și săi fiind duși la vânat, au venit la și acasă trei fii ai lui statu palmă barbă cot, au furat zânele, s-au făcut nevăzuți cu dânsele și le-au luat lor de neveste. Și când s-au întors făt frumos și cu ai săi de la vânat, e neveste dacă ai de unde. Nu se pricepeau ei unde să fie. Și văzând că nu mai vin de nicăieri, au început să le caute peste tot locul. Dar, negăsindu-le, se puseră pe gânduri și îndată îi veni în minte lui Făt Frumos că urieșul zmeilor trebuie să-i fi făcut șotia. Și așa s-a hotărât fiul iepei să plece numai decât la gura iadului ca să întâlnească pe statul palmă barbăcot. Și, luându-și tovarășii, au pornit. Și, mergând ei cale lungă să le ajungă, au trecut peste nouă mări și peste nouă țări, călcând codri și pustietăți îngrozitoare. Și, în sfârșit, după multă trudă și primejdii, pe care numai niște voinici ca și au putut să le înfrunte, au ajuns la gura iadului tocmai în ziua când se împlinise anul de când statul palmă barbăcot scăpase din mânele lui Făt Frumos cu copacul atârnat de barbă. Statul palmă barbăcot îl aștepta afară cu toată oastea lui, care era câtă frunză și iarbă, de a nu mai încăpea pe locurile acele. Făt Frumos, văzând atâta amar de oaste, întrebă pe strâmbă lemne cât poate să taie. Strâmbă lemne, răspunse că poate să taie până ce va ajunge sângele la brâu și atunci moare și el. Dar tu, sfarmă peatră, ce putere ai? Eu pot să taiu până ce va ajunge sângele sub suori și atunci moriu și eu. Dar tu mai făt frumos cât poți tăie? Întrebară ceilalți. Apoi, eu pot să taiu până deasupra capului, cât oi putea ajunge cu vârful paloșului și până ce a trece sângele de un cod deasupra paloșului. Și apoi atunci moriu și eu. Dacă e așa, încep eu, zise strâmbă lemne. Și odată și începoa a tăie la zmei de potopea. Și când sângele a ajunse până la brâu, strâmbă lemne căzu jos și muri. Atunci, sfarmă peatră începoa a tăie înainte, până ce a ajunse sângele sub suori și apoi căzu și el mort. Venind acum și rândul lui Făt frumos, Începu și el a tăie înainte, până ce s-a ridicat sângele de un cot mai sus de vârful paloșului și atunci, numai decât, căzu și el mort. În acest timp, numai ia ca să și arată pe năframă cele trei picături de sânge despre care spusese făt frumos mâne sa când a pornit de acasă. Și, cunoscând iapa ca acesta este semnul perderei fiului său, a și pornit în grabă să-l caute. Și, fiind iană zdrăvană, după multă trudă și căutare, l-a și aflat. Și împrăștiind sângele cu picioarele, suflă asupra fiului său și atunci el a înviet. Și deschizând ochii și văzând pe măsa lângă dânsul, zise. Doamne, mamă! Doamne, din greu mai adormisem! Dormei tu, fătul meu, mult și bine, dacă nu eram eu să te înviez, dragul mamei. Mamă, Înviază încă și pe sfarmă peatră care s-a luptat voinicește alăture cu mine și n-a jignit până acum într-un nimic frățească a noastră tovărășie, căci nu mai pot trăi fără de dânsul. Ea se înduplecă de rugămințele fiului său, suflă și asupra lui sfarmă peatră și îl învie și pe dânsul. Dar pe strâmbă lemne, mamă, ai să-l lași pentru veșnicie să zacă fără suflare în noroiul acest de sânge închegat? Înviază-l și pe dânsul, căci și el, sărmanul, și-a pus viața în primejdie pentru sfânta noastră tovărășie. Atunci mă s-a oftă și zise, Dragul mamei drag, eu am avut numai trei suflete și dacă iu mai da și pe acesta, cu ce mai rămân? Atunci trebuie să moriu. Mamă, zise făt frumos, dumneata ești de acum bătrână. Dă și sufletul acesta lui strâmbă lemne și ți-o face o îngropare frumoasă, iar mormântul ți l acoperi cu flori. Atunci Iapa, înduioșată de cuvintele fiului său, suflă și asupra lui strâmbă lemne, care pe loc învie, iar ea și căzu jos, moartă. Văd frumos o îngropă după făgăduință și îi presură flori deasupra mormântului. După aceasta, făcură ei un hârzob, cu care să-și dee drumul în iad, pentru a-și căuta nevestele, Căci numai în iad nu le căutase, și tocmai acolo trebuiau să fie. Și cum mântuiră ei de făcut hârzobul, făt frumos zise lui strâmbă lemne să-și dea el mai întâi drumul, și, dacă nu va putea suferi să ajungă până jos, să scuture tare de hârzob și atunci ei îl vor trage afară. Strâmbă lemne se și puse în hârzob, și tovară și lui încep să-l sloboade cu încetul dar nu ajunge până pe la jumătate și și scutură de hârzob. Atunci, tovară și traseră hârzobul afară și, întrebând pe strâmbă lemne de ce a scuturat, el spuse că se cutremura iadul de șuierături și urlete îngrozitoare de m-am spăriet. Atunci, văd frumos hotărâca să se scoboare sfarma peatră, care se și puse în hârzob, zicând ca să-l scoată și pe dânsul când va scutura. Și, dându-i drumul, când a ajuns pe la jumătate, a început și el a scutura. Atunci, tovară și lui îl scoaseră afară, și, întrebându-l de ce a scuturat, a spus și el tot ceea ce spusese și strâmbă lemne. Văzând făt frumos că tovare și lui sunt așa de fricoși, se hotărâ să se coboare el singur, și li spuse că lui, de ce va scutura mai tare de hârzob, de ce să-i dea drumul mai afund și când nu va mai scutura de fel, să știe ei că el a ajuns jos și că să-i aștepte acolo până ce se va întoarce cu zânele. Și cum a zis, s-a și pus în hârzob, iar tovarășii lui au început să-i dea drumul. Și de ce scutura el mai tare, de ce-i dădeau și ei drumul mai afund, până ce, în sfârșit, a ajuns în fundul iadului. Ajungând aici, se mai odihni puțin și apoi porni să caute nevestele. Și tot mergând el înainte, ea ca vede niște curți mari și, apropiindu-se de dânsele, numai ia ca ce dă de zâna cea mai mare, care spăla niște cămeși la fântână. Cum se văzură, se îmbrățoșară și, intrând în casă, făt frumos întrebă pe zână că ce putere are zmăul ei și unde se află el acum. Ea spuse că-i dus la vânat și când se întoarce, zvârle buzduganul de trei mile de loc și izbește drept în poartă. Din poartă în ușă și din ușă se pune în cuiu. Și atunci bucatele trebuie să fie nici reci, nici calde. Cum îs mai bune de mâncare? Și cum vorbeau, se șiau de buzduganul izbind în poartă, din poartă în ușă și din ușă se pune în cuiu. Atunci, zâna, spăimântată, zise lui făt frumos. Făte ce te-i face că te prăpădește zmăul. Da, că doar n-am înviet eu din morți ca să mai mor și de mâna unui câine de zmău. Și odată e buzduganul din cuiu și îl zvârle înapoi de șese mile de loc și apoi iesă în calea zmăului, punându-se de pândă sub podul de aramă care se afla la poarta curței. Zmăul, văzând că buzduganul trece înapoi pe la urechea lui cu atâta putere, oftă și zise. Mă, da greu, oaspeți trebuie să mai fie la mine acasă. Apoi, întorcându-se după buzdugan, îl ia și pornește spre casă. Și, când, la podul de aramă, calul zmăului începu a forăi și a da înapoi. Atunci, zmăul dă dupinte în calului și zice. De cal zălud, mâncați-ar corbi carnea și lupi că doar știu că nu-i fiul iepei făt frumos pe aici. Ba, dacă îl cauți, îl găsești și pe aici, răspunse făt frumos ieșind de sub pod. așa e că mi-ai încăput în gheare, câne de zmău ce ești. Gândeai că nu te-oi găsi? Hai la luptă să te învăț eu cum să mai fur nevestele altora. Din luptă să ne luptăm, ori din săbii să ne tăiem, zise zmăul. Ba, din luptă că-i mai dreaptă, zise făt frumos. Și, descălecând, zmăul s-apucară la luptă și se luptară ei o zi de vară până în sară și pe la asfințitul soarelui, făt frumos, birui pe zmău și îl lăsă mort la pământ, după care îl hăcui în bucăți cu cal cu tot, făcând din și două grămezi. Apoi, intră în casă și spuse zânei că a scăpat-o de zmău și să fie gata de drum când se va întoarce pe acolo, căci el se duce să scape și pe celelalte surori ale sale de la câinii de zmei. Zâna îl îndreptă încotro să apuce ca să găsească mai degrabă pe soră sa cea mijlocie și, făt frumos, fără multă zăbavă, își luă ziua bună și porni. Și, mergând el încotro, îi arătase, pe la amează, ea ca vede niște curți și mai frumoase decât cele din tâi. Și, apropiindu-se de dânsele, dă și de zâna cea mijlocie, care și ea tocmai spăla niște cămeși la fântână. Cum se văzura amândoi, se îmbrățoșară. Și intrând în casă, făt frumos întrebă pe zână că ce putere are zmăul ei și unde se află el acum. Ea răspunse că i dus la vânat și când se întoarce, zvârle buzduganul de șese mile de loc și izbește în poartă, din poartă în ușă și din ușă se pune în cuiu. Și atunci bucatele trebuie să fie nici reci, nici calde, cum îs mai bune de mâncat. Pe când încă vorbeau ei, se și aude buzduganul izbind în poartă, din poartă în ușă și din ușă se pune în cuiu. Atunci zâna zise înspăimântată. Ascunde-te, făt frumos, că de te-a găsit zmăul aici, te face mii și fărâme. Ba, loiu făma eu, cum am fărmat și pe cânele de frate său, zise făt frumos, care și e buzduganul din cuiu și ieșind afară, îl zvârle înapoi de 12 mile de loc și apoi iese în calea zmăului, punându-se de pândă sub podul de argint de la poartă. Zmăul, văzând că buzduganul său trece înapoi cu atâta putere, suspină și zise, Da, greu oaspeți trebuie să mai fie acasă la mine de vreme ce mi-au trimis buzduganul înapoi. Apoi, întorcându-se și el după buzdugan, îl ie și pornește cu dânsul spre casă. Când la podul de argint, calul zmăului începe a sări în două picioare, a fărăi și a da înapoi. Atunci, zmăul în furiet îi dă pinte și zice. De cal nebun, mâncați ar corbi carnea și lupi oasele. De ce te temi? Că doar știu că nu-i făt frumos fiul iepei pe aici. Ba, dacă l cauți, îl găsești și pe aici, răspunse făt frumos ieșind de sub pod. așa e că mi-ai încăput în labă câne de zmău ce ești. Hai la luptă să te învăț eu cum să mai furne vestele altora. Din luptă să ne luptăm, ori din săbii să ne tăiem, zise zmăul. Ba din luptă, că-i mai dreaptă, zise făt frumos. Și, luându-se la luptă, se luptară ei două zile de-a rândul și a doua zi, tocmai pe la asfințitul soarelui, făt frumos biruiește pe zmău și îl taie în bucăți cu cal cu tot, de face din un și alte două grămezi. După aceea, se duce în casă și spune Zânei că a scăpat-o și pe dânsa de cânele de zmău și că să fie gata de drum pe când se va întoarce pe aici, că el se duce să scape și pe nevasta lui de cânele de zmău cel mai mare. Zâna îl îndreptă încotro să apuce ca să găsească mai degrabă pe sora sa cea mică. Și, făt frumos, fără multă zăbavă, își ie ziua bună și pornește. Și mergând el încotro, îi arătase. Pe la prânzul cel mare, Iaca vede niște curți mult mai frumoase decât cele ce văzuse până acum. Și, apropiindu-se de dânsele, numai Iaca ce vede și pe iubita lui soție, care tocmai acum ghilea și ea niște pânză la fântână. Când se văzură amândoi, se îmbrățoșară cu ochii înnecați în lacrămi și, intrând în casă, făt frumos întrebă că ce putere are zmăul ei și unde se află el acum. Ea spuse că-i dus la vânat și când se întoarce, zvârle buzduganul de 12.000 de loc și izbește în poartă. Din poartă în ușă și din ușă se pune în cuiu. Și atunci bucatele trebuie să fie nici reci, nici calde. Cum îs mai bune de mâncare? Și când spunea ea acestea, se și aude buzduganul izbind în poartă. Din poartă în ușă și din ușă se pune în cuiu. Atunci zâna, cuprinsă de spaimă, îmbrățoșează pe făt frumos și îi zice Făte ce te face că de te-a găsit zmăul aici te prăpădește Ba, loiu prăpădi eu, cum am prăpădit și pe cei doi când de frați ai lui Și odată și e duganul din cuiu și îl zvârle înapoi de 24 de mile de loc Și apoi iesă în calea zmăului, punându-se de pândă sub podul de aur de la poartă Zmăul, Văzând că buzduganul său trece înapoi cu atâta putere, zise îngrijit: Mă, da greu, oaspeți, trebuie să mai fie la mine acasă de să a întors buzduganul înapoi cu atâta putere. Apoi, întorcându-se după buzdugan, îl ia și pornește cu dânsul spre casă. Și, când la podul de aur, calul zmeului începe a sări, a forăi și a da înapoi. Atunci, zmeul dă pinte în calului și zice: de cal nebun, mâncați ar corbi carnea și lupi oasele, că doar știu că nu-i fiul iepei făt frumos pe aici. Ba, dacă îl cauți, îl găsești și pe aici, răspunse făt frumos ieșind de sub pod. așa e că mi-ai încăput în labă câine de zmău ce ești. Hai la luptă să te învăț eu cum să mai fur nevestele altora. Din luptă să ne luptăm, ori din săbii să ne tăiem, zise zmăul. Ba din luptă, că e mai dreaptă, zise făt frumos. Și, luându-se la luptă, se luptară ei trei zile și trei nopți de rândul. Și a treia zi pe la amează, când ardea soarele mai tare, încă luptându-se ei, de a aprins ce erau, din gura lui făt frumos ieșa o pară verde, iar din gura zmăului ieșa o pară roșie. Și tocmai pe atunci trecea pe deasupra lor un vultur. Zmeul, cum îl vede, zice. Vultur, vulturaș, du-te și adă două picături de lapte, una rece și una caldă. Pe cea rece toarnă pe mine, iar pe cea caldă toarnă pe cânele ist de făt frumos, că ți-o-i dau un hoit să mănânci. Atunci făt frumos îi zice și el. Vultur, vulturaș, du-te de adă două picături de lapte, una rece și una caldă. Pe cea rece toarnă pe mine, iar pe cea caldă pe cânele ista de zmău, că ți i da șese hoituri să mănânci. Vulturul, cum aude aceasta, alergă iute și într-o clipă aduce cele două picături de lapte. Pe cea rece o toarnă pe făt frumos de să răcorește, iar pe cea caldă o toarnă pe zmău de se aprinde și mai tare. Și atunci, făt frumos birui pe zmău, scoase paloșul și l tăie în bucăți cu cal cu tot, de făcut din trunchi iar două grămezi. După aceasta, intră în casă și spuse nevestei lui că a scăpat-o și pe dânsa. Apoi, luând-o cu dânsul, se duse pe la celelalte surori, le luă și pe ele și apoi cu toții se duseră la gura iadului. Hârzobul era scoborât și făt frumos scutură tare de el ca să dea de știre tovarășilor lui că a sosit. Apoi, punând zânele câte pe una în hârzob, tovarășii le traseră afară. Venind acum rândul să scoată și pe făt frumos, el, care era năzdrăvan, știa că tovarășii lui vreau să-l perdă și de aceea, în loc să se puie el, puse un bolovan mare în hârzob și tovarășii începură a-l trage afară. Dar când el a jumătate, frații lui de cruce îi dădură drumul cu hârzob cu tot, socotind că de acum înainte l-au prăpădit. Ați ascultat un audiobook produs de editura Act și Politon. Pentru mai multe titluri, vizitați site-ul nostru www.actsipoliton.ro.